Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou tutorial. Probabil că și voi ați văzut videoclipurile lui Codrin, care are două. Videoclipul lui Codrin în care se joacă GTA Bazooka. Aseară a pus a doua parte. Ei bine, dacă vreți să vă jucați și voi GTA Bazooka, tot ce aveți de făcut este să intrați pe linkul celui care a făcut modul. Am să vă las linkul în descriere de la blogul său ca să vă jucați și voi. Pe asta am folosit-o și eu, că am avut și o dată un videoclip în care am băgat modurile astea cu Codrin. În fine, deci intrați pe site-ul acesta, aveți aici descrierea cum că a lucrat 5 ani în flămânzenii de sus ca să creeze jocul. Instrucțiunile cum se instalează. Asigurați-vă că aveți un joc curat, fără alte moduri, adică ați descărcat jocul și atâta, să aveți jocul fără să-l modați voi, ați căutat pe Pirate Bay Files ce aveți voi și vi l-ați luat. Extrageți arhiva în folderul cu GTA San Andreas, atât. Dacă aveți jocul pe Steam, întâi puneți asta și mai este un fișier pe care trebuie să-l băgați dacă aveți jocul de pe Steam. Și aveți link-uri de Google Drive, Media și... Mediafire, ăsta e Mega, pardon, Mediafire și Mega. Avem review-uri, du-te în pula mea, băga mea și pula în ea clădire, modul ăsta e făcut de tata, Iisus Hristos, am înțeles. Bun, in hoc sinovices, frumos. Și ăsta e modul, dați pe unii trebutoanele astea, eu l-am luat cu Google Drive. Și eu deja am făcut asta odată, stați așa. Și dăm frumos aici, computer, downloads și avem aici arhiva cu jocul. GTA, Bazooka, frumos. Așa. Deschideți arhiva, îi dați select all și dați extractul. Și ajungeți la fișierul pe unde aveți GTA San Andreas-ul. Și îl aveți aici, îi dați OK și vă extrage. Eu am făcut asta odată, nu mai are rost să o fac a doua oară. Dați cu OK și în vreo 2 minute, maxim 2 minute, dacă aveți PC mai slab ca al meu, se dezarhivează tot. După ce ați dezarhivat arhiva aceasta, așa, stați o secundă, hai să închid Discord să-mi se vadă, bun. Intrați în fișierul cu GTA San Andreas, care o să arate așa, aveți mai multe chestii adăugate. Îi dați aici click pe GTA sa, dați că intru acum în el, bun. Close program. Așa. Close program. Ok. Are cam multe bug-uri din păcate jocul. Eu deja sunt în joc aici. Stați secundă să dau o setare aici la display că se vede foarte nasol pe OBS. Deci, dacă ați fost pe live-ul meu, știți cât m-am chinuit să reușesc să filmez jocul. Pentru că nu știu cum naiba avea foarte multe bug-uri. Hai să dau aici window capture. Așa, încă se vede ăsta aici. Se vede oare? Nu se vede jocul? De ce nu se vede jocul? Window Capture. Da, mă, GTA San Andreas. Nu game... Pe Game Capture nu vrea să mi-l aștept să-i dau mereu Game Capture. Ăsta o fi? Ăsta e. Bun. Da, scuzați că se vede prost, nu se vede bine pe OBS. Așa face jocul ăsta. M-am chinuit să fac live cu el și nu s-a văzut bine pe OBS. Bun. Dați pe Start Game și alegeți. Ori dați pe Load Game, dar să fie salvarea făcută de când v-ați jucat voi. Astea de Lost, Desperado și End of the Line le-am făcut mai de mult. Nu pot să intru pe ele că... The Crash. Și asta e salvarea după live-ul de azi. Dacă îi dăm back o dată, îi dăm new game, hai să-i dăm așa, direct, de la zero. Ca să fie treaba. Ia uite aici, Petrișor cu Roberto în prima variantă. Și deja mi s-a buguit jocul. Da, mă scuzați o secundă că jocul ăsta cam are bug-uri. Așa. Ma, deci ador bug-urile din jocul ăsta. Ok, cred că ar trebui să se vadă acum, ia să văd. Da, deci văd că mi s-a buguit jocul. Flămânzenii de sus, dar văd că se vede ori. Ai grijă la geamantan, am cancer, frate. Da, și aveam intro-ul ăsta care era și în parodia lui Codrin. Îmi urăsc viața. Desigur, domnule. Așa, gata, hai că se vede acum. Bun, și am intrat aici, deci mă scuzați că face figuri, dar... Se vede nasol de tot. Acum văd că îmi filmează radarul. Pe live nu mi-a filmat radarul. Și intrați frumos aici pe scooter și mergeți în Grove Street și apar toți acolo. Avem radiourile astea, avem tot. Deci dacă nu vreți să faceți live cu el și să nu vă stricați nervii, puteți să vă jucați liniștiți. Acum nu știu ce face bug-urile astea. Din cauza OBS-ului, din cauza faptului că îl joc Windows, am rezoluția prea mare la monitor, e Windows 7 de vină, habar n-am. Dar aveți aici jocul. Ia ascultați. Da, deci aveți aici jocul.
Exact cum l-ați văzut și la Codrin pe episoade. Eu am făcut ceva progres și o să mai fac live-uri cu acesta. Uitați, aici este și Codrin, cutscene-ul acesta pe care sigur l-ați văzut. Pleacă și băieții de aici, este și Ryder care vorbește numai Zabagalaciuca. În fine, și avem aici gameplay-ul. Trebuie să apară acum și Bala și avem câteva mașini modificate. Singurele mașini modificate pe care le-am văzut au fost alea de poliție, taxiurile, câteva dintre ele, un Subaru Forest de care are Codrin și încă o Dacia. Și acum vin și Bala și după mine. N-are rost să mai fac gameplay-ul acum că l-am făcut odată pe live. Sper că v-a fost util acest tutorial, este un videoclip scurt, dar sper să vă ajute. N-are rost să fac video de 8 minute ca să iau reclamele, să bag mai multe, că n-are rost. Hai, ne vom auzi la un nou tutorial. Sper că v-a fost util și să scrieți comentarii până unde ați progresat pe joc. Cât de mult ați avansat în el dacă l-ați jucat de înainte să descriu. Hai, ceau tuturor și spor la joacă!